Referendumul care va decide soarta președintelui României i-a făcut pe locuitorii din Cernavodă să iasă în număr mare din case pentru a merge la vot. Cum vi se par organizate aceste alegeri? Sunt foarte bine organizate. Când ați venit astăzi la vot? Cu gânduri bune să se schimbe ceva spre bine pentru tineretul din ziua de azi. Cum vi s-au părut organizate alegerile? Foarte bine deocamdată. Alături de locuitori a fost și primarul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, care a mers la secția de votare încă de la primele ore ale dimineții împreună cu soția lui. V-ați exercitat dreptul la vot în această zi importantă pentru România. Ce sperați să se întâmple prin votul dumneavoastră? Eu sper ca dreptul de care vorbești să fie de fapt interpretat ca o datorie cetățenească. Personal, cred că vom veni cu toți cernavodenii la vot, așa cum ne-am înțeles și cum au venit și în ultimele scrutine electorale, și de seară când vom număra, n-are importanță care este, bună ziua, n-are importanță care este rezultatul votului, ci pe mine ca primar mă interesează ca cât mai mulți din cernavodeni să aibă simțământul datoriei și să se prezinte la urne. Și viceprimarul Sulimane Crem împreună cu soția lui s-au deplasat la secția de votare la care sunt arondați pentru a-și exprima opțiunile în cadrul referendumului. Este o zi importantă pentru noi. Cu votul meu și al dumneavoastră și al cetățenilor acestui oraș, suntem siguri că vom schimba în bine forma și structura acestei țări. La câteva ore de la deschiderea urnelor, la secțiile de vot din Cernavodă erau înregistrați ca votanți 1600 de oameni. Din 16.000 de locuitori cu drept la vot, prezența la urne reprezintă 10% din totalul alegătorilor.